Amendă record pentru locul de joacă unde o fetiță s-a rănit după ce frânghia s-a rupt. Protecția consumatorului a amendat ADP Sector 2 și a interzis și accesul în zonă până când toate neregulile vor fi remediate. Între timp au apărut imagini șocante de la incident, iar reporterii Observator au descoperit la un simplu tur al tuturor locurilor de joacă din capitală că cei mici sunt în continuare în pericol. Poate targă. Da. În ambulanță, în drum spre spital, mama își liniștește fica, accidentată într-un parc din capitală. Nu mor, fetița mea. Copila are dureri mari și e în stare de șoc. A căzut de la aproximativ un metru după ce o chingă a unui echipament de joacă s-a rupt. A rămas întinsă pe pământ, spre groaza familiei ei, care s-a temut că va rămâne paralizată. Și-a rupt colana, și-a fracturat colana ceva? Nu, nu. Dacă ar fi fost ruptă, nu putea să miște picioarele, n-ar fi simțit la fel. Aici doare. Nu e cu plăguță, bun, gata, rămânem pe spate. Ok, atât. După accident, autoritățile au luat măsuri fără precedent. S-a aplicat o amendă contravențională în valoare de 40.000 de lei și s-a dispus măsura de oprire definitivă a spațiului de joacă. Însă astfel de locuri periculoase există cu zecile în capitală și rămân deschise, deși pun vieți în pericol. Un alt parc, aceleași probleme. Siguranța copiilor este pusă sub semnul întrebării. Teoretic, această frânghie ar fi trebuit să reziste. În practică, însă, e ca la loterie. Nu se știe cine și când se poate accidenta. La doi pași, alte nereguli. Bănci din care atârnă bucăți de fier, gropi chiar sub leagăne și un tobogan din care iese o altă bucată de metal. Totul e dezastru. Am un nepoțel de 3 anișori care a vrut să dea pe acest tobogan și s-a lovit la jos. Amplasamentul cu totul este foarte instabil. Ia uitați-vă. Au început să despară părți din locul de joacă, din pavaj. Cei de la Protecția Consumatorilor spun că de la începutul anului au verificat peste 30 de parcuri. La mai bine de jumătate dintre ele au găsit nereguli. Pentru suferința acestei copile se caută vinovați. S-a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.